Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a adus un cuvânt de mulțumire ministrului sucevean Daniel Cadariu pentru modul în care și-a exercitat funcția de ministru al antreprenoriatului și turismului. Flutur a apreciat eforturile depuse de Cadariu în fruntea ministerului, subliniind că acesta a avut o contribuție semnificativă în deblocarea proiectelor de finanțare în turism și în implementarea programului voucherelor de vacanță. De asemenea, Flutur a evidențiat faptul că Daniel Cadariu a semnat avizul de înființare al organizației de management al destinației Bucovina. Președintele Consiliului Județean Suceava a menționat că, în contextul noii formule guvernamentale, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului nu mai există, iar Daniel Cadariu își încheie mandatul de ministru. Cu toate acestea, el a subliniat că Cadariu rămâne un senator activ din partea PNL Suceava și un om politic de viitor, apreciat pentru abordarea pragmatică, munca asiduă și determinată sa în realizarea obiectivelor propuse. Gheorghe Flutur a evidențiat importanța semnării avizului de înființare al organizației de management al destinației Bucovina de către Daniel Cadariu. Această nouă structură turistică în județul Suceava deschide calea către o dezvoltare mai puternică a turismului în Bucovina, oferind oportunități de promovare și atragere a turiștilor în zonă. În încheierea sa, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a adresat mulțumiri sincere lui Daniel Cadariu pentru munca și implicarea sa în promovarea turismului și dezvoltarea județului Suceava. Apreciind eforturile depuse de fostul ministru, Flutur a subliniat că acesta a adus cinste organizației care l-a susținut și județul Suceava în ansamblu.